În ceea ce privește protestul transportatorilor, nu are loc mâine. Urmează, este în pregătire și aici soluțiile sunt două. Renunțarea la supraacciză pentru că a adus un mare gol la bugetul de stat. Mă așteptam ca, virgulă, guvernul tehnocrat să vină să recunoască treaba asta și demiterea conducerei ASF, care n-a făcut nimic timp de 5 luni de zile pentru a readuce la un nivel corespunzător contextului economic și social, ceea ce înseamnă nivelul asigurărilor din România. Între timp, DNA-ul a intrat pe la ASF, noi am rămas cu buza desumflată, noi toți și dumneavoastră, toți plătitorii de asigurări, mai pică încă o companie de asigurări și văd că tergiversăm un proces absolut normal într-o țară în contextul 2016 în care exportăm masiv bani românești și subjugăm economia și cetățeanul român prin multinaționale, să dăm drumul la Exim Bank să poată să facă RCA-ul. Astea sunt cerințele de bun simț și asta așteptam de la un guvern tehnocrat. Din păcate, comenzile sunt în altă parte.